Eram tentată să vă zic bună dimineața, dar nu mai e bună dimineața de mult. Dar la mulți ani! Hello! Ce faceți? Să aveți un an nou, absolut, minunat, fantastic, numai cu bucurii și cu lucruri frumoase, exact așa cum vi-l doriți voi. Și eu nu puteam să încep altfel anul ăsta decât cu o plimbare, decât cu un daily vlog în care mă plimb, pentru că e tare bine, e tare bine să mă plimb și e tare bine să fiu cu fetele la plimbare. De data asta le-am numai pe Vulpi și pe Happy cu mine, pentru că Udi doarme în fotoliu, deci nu se dezlipește de fotoliu la Doamne feri. Am luat-o în brațe acum, am întrebat-o, zic, mergi la plimbare? Nimic. Este lipită acolo. Prin urmare, astăzi suntem doar în varianta de 3, pentru că ieri am fost și au fost niște ciori, erau niște cârduri de ciori aici, foarte urâte, și s-au cam luat de Udi. Chiar m-am speriat, la un moment dat am avut impresia că vor să o atace. Din fericire, nu s-a întâmplat asta și cred că de-aia n-a mai venit, plus că nu este așa cald. Se anunța să fi destul de cald și astăzi. Zilele astea au fost temperaturi mari, peste 10 grade, și a fost bine. Dar de astăzi începe să se răcească ușor, ușor, că după se anunță câteva zile așa cu frig. Și cred că de-aia Missis a simțit miros de frig așa, de rece, deși nu e foarte rece, adică e suportabil, e bine pentru ianuarie, Doamne, chiar perfect. Dar cred că ei îi place mai mult la căldură decât afară la frig și atunci preferă să stea în casă, să nu vină cu noi. Dar noi am plecat să ne plimbăm. Eu am o zi foarte lentă, deși este fix ziua aia în care n-ar trebui să fiu lentă, fiindcă am multe de făcut, am de filmat, am de făcut. Până acum am lucrat la intro-ul pentru clipul pentru anul ăsta și am făcut vreo 4 variante și nu mi-a plăcut niciuna și până la urmă m-am rezumat la ceva super, super simplu și super basic și mă gândesc că poate e ok așa. Nu știu, să-mi ziceți și voi cum vi se pare, dacă vi se pare ok sau nu. E un intro fără intro, ca să spunem așa. Dar în ideea în care știu că intro-urile nu mai sunt atât de apreciate și nu mai sunt atât de populare și pe de-o parte înțeleg, pentru că mai ales cele lungi nu-și mai au rostul în era TikTok-ului și a fast content-ului când totul trebuie să meargă repede. Cred că majoritatea își doresc să intre direct în problemă, ca să spunem așa, fără să mai fie un intro super, super lung. Eu de-a lungul anilor am tot scurtat din ele, adică le-am făcut foarte, foarte scurte, tu mă mai în ideea asta, că mi-am dat seama că nu mai e cazul. Și știu că majoritatea oamenilor pare că nu mai gustă intro-urile, dar să-mi ziceți și voi cum vi se pare, adică să-mi ziceți dacă e ok așa sau preferați un intro sau, nu știu, mai lung sau fără deloc sau whatever. Și, da, cum ziceam, e târziu, că acum m-am ocupat mare parte din zi cu asta, fiindcă nu mi-a plăcut nimic. Și e foarte lent, așa, am un low energy, deși e fix cea mai proastă zi în care să nu am energie, fiindcă am zis, am multe de făcut, am de filmat. O să discutăm puțin când ajungem acasă și îmi dezgheț mâna, că deja a început să mă înghețe. Când ajungem acasă o să vă spun care e și planul pentru ianuarie, cel puțin. Pentru anul ăsta nu știu exact, dar cel puțin pentru ianuarie, în ceea ce privește clipurile și canalul meu de YouTube, o să vă povestesc. Mi-am făcut... Wow! Happy a alergat o din aia, un fazan. Era să zic o prepeliță, mai greu cu prepelițele pe aici, un fazan sau o făzăniță, după voce părea să fie făzăniță. Și o să vă povestesc ce facem, care e planul, ce avem de gând să facem, cum facem și după aceea vom vedea. Și mi-ar plăcea să-mi spuneți pe de altă parte și voi ce clipuri ați vrea să vedeți în general și nu numai în ianuarie, dar și în ianuarie cu atât mai mult, azi că sunt binevenite toate sugestiile de la voi. Acum, unde ești, Missis? Stați că am pierdut-o. Unde ai dus, mama? Dar unde era fazanul ăla de la... Că nu era în câmp deschis. Ah, cred că era acolo, în bălării. Da.
Pe aici s-a arat și cum au fost și câteva ploi, sau pământul nu mai așa plat cum era în vară când ne plimbam pe aici, așa cum dau tot în toate gropile și în toți bolovanii, dar nu-i problema. Ce, mama? Ce e acolo? Ce e acolo, fata mea? În afară de rugii de la mure, ce e acolo, puiule? Ce e acolo? Ia stați așa să vedem ce a găsit ea aici. Poate e vreun pui și găsesc pene. Că v-am zis că îmi doresc să dau de pene de fazan. Și vai, dar ce rugi sunt aici de la... A, pana? Ia să vedem. A, nu e pana, e din aia de la Coceni. Nu sunt pe aici, prin rugi ăștia. Alergatul, de aici alergatul. Da, norocul meu că acum am cizme și sunt foarte happy că am cizme. Au, dacă nu mi-aș rupe și gâtul, ar fi minunat. Asta se agață de picioarele mele. Acum pot să intru prin bălăriile astea, că nu e nicio problemă. Dar să știți că eu, cu fetele mele, am venit aproape zilnic la plimbare, pentru că nouă ne face foarte bine și mai ales în perioada asta când s-a mâncat multă mâncare grea. Ne face bine plimbare, un pic de mișcare așa, să ne mai dezmorțim picioarele măcar. Și cu atât mai mult, că sunt și ele stresate de la toate bombele astea nenorocite. Ce faci, mama, acolo? De ce ai dat? Uf! Dar toate bombele astea nenorocite le ajută și pe ele să se destreseze. Hai să o luăm pe aici, fetele! Hai pe aici! Hai pe aici! Și se mai... liniștesc și ele, că sunt foarte, foarte agitate din cauza petardelor și a mizerilor ăsta cu care s-au dat cel puțin Udi în noaptea de anul nou. Efectiv, am zis că moare. Deci a fost atât de speriată. Jimmy n-a fost acasă. E la fetele lui. Are un harem. Nu vă zic de ce, poveste lungă și cu Jimmy. Dar Udi stătea cu mine și era atât de speriată. Am încercat, am luat-o în brațe, am liniștit-o, am mângâiat-o, am pupat-o, i-am făcut loc în șifonier. Știți că nu-i dau voie în șifonier, ei îi place mult în șifonier. Și am pus păturica în șifonier ca să s-o las acolo, că dacă ea acolo se simte bine, măcar atunci, în perioada asta, să stea acolo liniștită. Nu, n-a vrut să stea nici acolo. Deci abia am liniștit-o. Și până au trecut artificiile de la miezul nopții, Doamne, deci a fost un chin efectiv cu ea. Era, la un moment dat simțeam că nu mai respiră, deci zic, mă, ce a bățit, a murit, a făcut infart, a murit. Și anul trecut a fost speriată, dar anul ăsta a fost și mai speriată. Ea e de felul ei, e o pisică destul de anxioasă, așa, e foarte speriecioasă, așa, se sperie foarte repede. Și am ținut-o în brațe, am mângâiat-o, am vorbit cu ea, am încercat să o liniștesc, am dat televizorul mai tare, după aia am văzut că și ala o enerva, am lăsat televizorul mai încet. Dar nu știam ce să-i mai fac ca să se liniștească. Și după ce au trecut artificiile, s-au mai liniștit, sau oricum s-au putolit, că din fericire la noi se bea de vreme și se termină cu scandalul repede. Și s-au potolit destul de bine după miezul nopții și la un moment dat adormisem lângă ea și pe la, cred că era 2-3, nu știu, ceva de genul, m-am trezit și ea dormea cu lăbuțele în sus. Zic, ah, ce bine, era relaxată. Deci îi trecuse frica, dar până au trecut artificiile a fost crunt. Și efectiv nu le înțeleg rostul, nu-mi plac, nu le înțeleg rostul, nu știu de ce e nevoie să chinui animalele. Dar bineînțeles că cei care dau nu se gândesc la animale. Da, asta e alt subiect. Da, vă las. Îmi termin tura de făcut cu fetele și ne vedem acasă și povestim de acasă. Ia uitați ce drăguț este soarele ăsta. A ieșit acum că m-am întors acasă, a ieșit. Nu mai bine! Și o să profit de el să filmez. Măcar un clip, măcar clipul cu ce cărți am citit în decembrie, că nici pe ăla nu l-am filmat până acum, am tot amânat. Și măcar pe ăla să-l filmez, ca să fie gata, să fie filmat, că după aia de editat îl editez eu, dar să fie filmat. Și mă gândeam să împing puțin rafturile astea mai încoace, ca să mai ocupe, să mai reduc din spațiul ăla de acolo.
Și pentru astăzi aveam de gând să și organizez biblioteca, că nu știu dacă vedeți, dar e un mic haos în spatele meu, pentru că vreau să o reorganizez după ce am scos decorul, sau o mare parte din decor din ea, vreau să o reorganizez și țineți-vă că am un challenge pentru anul ăsta. Mi-a tunat din decembrie și voiam să mă apuc de el din decembrie, dar zic nu, lasă că necesită reorganizarea bibliotecii, necesită să rearanjez cărțile și să le las așa. Adică cel puțin 2 ani de zile cred că nu le voi mai muta de pe rafturi și nu le voi mai schimba pentru că challenge-ul este foarte pretențios. O să vedeți când este vorba, despre ce este vorba și nu știu dacă o să mă pot ține de el în mod clar și sincer vorbind, nu știu dacă pot să mă țin de el, pentru că e unul dintre cele mai dure challenge-uri pe care mi-a fost dat să le născocesc în ceea ce privește cărțile, dar încercăm, încercăm, încercăm. O să fie un challenge care va dura tot anul, posibil să se întindă și pe anul viitor, pentru că implică toată biblioteca și nu vă mai zic mai multe că deja am început să o iau așa. Mi-am făcut o cafea. Care cafea? Întotdeauna când o pun în cana asta are o culoare dubioasă, fie că e cu lapte sau nu. Și acum, de exemplu, e doar cafea, cafea, simplă, neagră, fără zahăr, fără nimic în ea, că-mi place și e bună. Și știu că este de concentrația perfectă pentru mine. Și cu toate astea are culoarea asta, de zici că e o cola răsuflată, ca să nu zic altceva. Și asta pentru că e cana din sticlă și bate lumina prin lichid și dă impresia că lichidul e mai deschis la culoare decât e în realitate și că ar fi mult mai diluată cafeaua mea. Dar să știți că e bună. Cel puțin mie îmi place. Bine, eu nu sunt un amator de cafea foarte, foarte tare, dar merge. Și poate mă trezește puțin, că sunt un pic așa adormită, sunt așa... cineva, nu știm cine, care este în spatele vostru, deci spală lăbuțele, cineva m-a trezit, nu știu, de vreo 3 ori, 4 ori azi noapte, nu știu ce a avut, că a avut chef să se plimbe, s-a fâțâit. Mai nou cam din perioada sărbătorilor, am o farfuriuță cu bobițe aici, lângă... La botuca lui, ca să spunem așa, am o farfuriuță cu bobițe și noaptea se duce și se servește sau dimineața și ca să nu mă mai trezească. Și am observat că este o strategie foarte bună și chiar ar trebui data viitoare când mai trec pe la Pepco să mă duc să caut ceva mai aesthetically pleasing, ca să spunem așa, ceva mai drăguț pentru dânsa să-i punem aici pentru că e o strategie bună ca să nu mă mai trezească noaptea. Da, să aibă bobițele la nas când se trezește. Și nu știu ce a avut, nu știu de ce, nu știu ce a trebuit, ce i-a lipsit, ce nu a fost bine, dar m-a trezit și acum este, pare morocănoasă, nu știu ce cu ea. Da, a dormit prea mult, bănuiesc. Și de aia. Na, hai că mă apuc să filmez până nu fuge soarele ăsta de mine și vorbim puțin mai.
Scudiță? Ce faci? Stai bine acolo? Mă lași și pe mine să stau acolo? Haide, mă lași și pe mine? Ai vrea să stau și eu pe fotoliu meu? Nu? Nu. Ok, am înțeles. Nu. Nu e fotoliu meu, e al tău. Am înțeles. Că de când l-am luat, numai tu l-ai folosit 90% din timp. Eu abia dacă am apucat să văd cum e. Oh, ia uitați cât e de glea viața. Nu-mi pace, nu-mi pace, nu-mi pace, de nu mă da jos. Da, deci nu. Deci nu. A decis că nu. Nu ne place în să stăm amândouă înghesuite în fotoliu, prin urmare s-a retras. Îmi pare rău pentru tine, Udit, but mai trebuie să am și eu puțin timp aici în fotoliu meu, că de-aia l-am luat pentru mine. Trebuie neapărat să-mi iau veioză, să-mi pun veioza aici în cap și o să vezi tu atunci când nu mai apuci tu să stai. Am aici ceea ce se numește vin fiert, pentru că mai aveam niște vin de la Crăciun, că mi-am făcut până în Crăciun, nu știu, mi-am făcut într-o zi vin fiert, am început să beau din el și l-am uitat. M-am luat cu, nu știu ce, ascultam o carte sau nu știu cu ce m-am luat și s-a răcit și nu l-am mai băut. Ce a rămas în ibric, a rămas în ibric și după aia l-am aruncat, că am zis că poate s-a acrit, nici nu l-am gustat. Și acum mi-am dat seama că mai aveam cam atâta. Atâta mai aveam cât e în cana asta. Vin. Și zic, ia hai să-l fierb eu, că nu era un vin prea grozav și nu mergea decât fiert. Și zic, ia hai să-l fierb eu. Și l-am făcut cu portocală, cu măr, cu scorțișoară. Iar l-am făcut prea dulce. Da, așa pățesc tot timpul când fac vin fiert. Mi se pare, inițial, mi se pare prea acru sau amar sau ceva, nu mi se pare suficient de dulce și după aia când îl fac, mi se pare prea dulce când îl termin, când îl pun în cană. Niciodată nu mă rea. Da, e bun. Așa. Bun, pe seara asta, ce am făcut? N-a fost foarte productiv, să știți, astăzi mi-am ieșit din ritm cu asta cu filmatul. Mi-a fost foarte greu la filmat, m-am concentrat foarte greu. Sunt și într-o perioadă în care mă concentrez greu. Am perioade și perioade când mă concentrez de greu, dar e și de la asta, dar și de la faptul că mi-am ieșit din formă, din ritm. Și mi-a luat mult să filmez, m-am bălbăit mult. M-am apucat să editez, n-am terminat de editat pentru că acum am zis că fac un pic de ordine, am făcut și ordine, am adunat, dar n-am aranjat biblioteca, că asta vă arătam mai devreme, că nu am aranjat-o, deci asta va fi un task pentru mâine cel mai probabil și asta pentru că trebuie iară să refac, aș vrea să mut toate cărțile de la adevărul, să le mut totuși de aici și să le mut sus ca să fie toate la fel pe rafturile de sus și v-am zis, am eu niște planuri. Așa și să aranjez și biblioteca, pentru că mi se pare că e puțin neîngrijită. Când stau cărțile așa căzute și nu stau cum trebuie, mi se pare că e neîngrijită și vorbesc de biblioteca mea. Acum fiecare își ține biblioteca cum are chef, da? Nu înseamnă că toată lumea trebuie să facă ca mine. Zic de a mea, mi se pare că e neîngrijită. Și apropo de bibliotecă și de cărți, sunt în proces de citire și ascultare a două cărți. Una fiind asta, a lui Britney, biografia lui Britney. Am intrat puțin în ea, am ajuns fix în perioada în care și-a lansat ea primele single-uri și, da, interesant cum vede ea lucrurile sau cum le transmite, cel puțin până acum. Și am început aseară când, după ce citeam, am început să iau fiecare videoclip și fiecare eveniment de la VMA sau de la MTV și videoclipurile să le iau să le văd, pentru că eu nu le-am văzut foarte mult, fiindcă mama nu m-a lăsat să mă uit la ea, o considera că, mă rog, nici nu prea știa ea și nici nu prea se dădea cine știe ce la noi în România, fiindcă era considerată ca fiind o stricată care ne strică copiii și ne influențează rău copiii și nu știu ce. Dar una peste alta a fost un fenomen foarte, foarte, foarte mare ea în sine, o poveste super tristă, din păcate. Dar o să vorbim mai multe despre cartea asta în alt clip.
Și m-am apucat de ea, de carte, și a zis că poate în seara asta, nu știu dacă o termin, mai am vreo 200 de pagini din ea, că n-am citit foarte mult, dar nu știu dacă o termin. Mi-ar plăcea să o termin cât mai repede, ca să trec la altceva, fiindcă unul din obiectivele mele este să citesc cât mai mult din biblioteca mea, fiindcă în proces, în momentul de față, suntem la un procent de 50%. Ce am ajuns? Sunt pe acolo, pe la limita de 50%, că limita asta se schimbă în funcție de ce cumpăr, cum cumpăr, de ce citesc, dacă citesc și așa mai departe. Și aș vrea să ajung măcar la un 65-70% până la finalul anului, în condițiile în care eu cumpăr constant cărți, e destul de greu. Dar o să vorbim despre obiective literare și ce am eu de gând să fac mai încolo. O altă carte pe care o ascult pe Voxer și este cartea lunii ianuarie la Book Club-ul meu. Apropo, aveți link dacă vreți să vă înscrieți și voi în Book Club. Este Cutia, de care de altfel am auzit și la Ildico și e un thriller cu autori suedezi ceva, nordici și în orice caz. Și voi știți că eu nu sunt mare amatoare de autori nordici, dar asta până în momentul de față îmi place. Am parcurs din ea cam 30% din ce îmi spune Voxa și îmi place. Deci îmi place, e interesantică, adică e bine scrisă până în punctul ăsta și din fericire acțiunea sau crimele sunt rezolvate de oameni specializați, nu de niște personaje care se trezesc ele într-o zi că vor să fie asta, vor să fie detectivi doar pentru că s-au uitat la foarte multe filme cu criminali și așa mai departe. Da. Și cam asta a fost seara mea. Nu închidem vlogul aici că încă nu mai multe de zi de făcut și de zis, dar da, cam asta a fost ziua mea. N-am fost super productivă, dar mă rog, ceva ceva tot am făcut, dar nu la nivelul la care mi-am dorit. V-am zis că m-am trezit foarte, așa, adormită, nu știu, a fost foarte ciudățică ziua mea. Da, e bine, ne descurcăm. It's ok. So, eu îmi beau vinul, mai ascult din carte și eventual ne auzim domani. Ciao, ciao! Aloha, bună de dimineață, dar de ce nu stă? Ah, de asta nu stă. Uitați că era strepiedul pe ceva. Uitați cum se aprind luminile. Se aprind luminile în spatele meu. Dar acum nu s-a mai prins. Stați așa. Ui! Gata. Sunt puse pe senzor și se aprind că mă mișc. Da, arată foarte bine. Îmi place de ele cum sunt așa. Abia aștept să mai au și pentru celelalte rafturi, că v-am zis că vreau să mai pun și pe celelalte rafturi. În dimineața, cred că este dimineața, ceva de genul. Da, încă este o relativ dimineață, este până în prânz. Este afară o vreme absolut înfiorătoare, este urâtă, mohorâtă, rece, e frig. Până și Jiminy s-a dus, a făcut un șușu afară rapid. Și venit la mai mami, usucă-mă! Lui îi place să-l șterg cu prosopul și să-l șterg așa bine, bine. Și venit, mami, usucă-mă! Și de-aia, mi-am dat seama că nu mi-am pus cercei. De-aia și stă, acum doarme, este obosit băiatul. Dar e o vreme de-aia de de așa, așa că nu știu dacă vom avea plimbare astăzi cu fetele. Eu mi-am mai făcut o cafea, fiindcă am zis că dacă ieri tot n-am fost productivă, astăzi am ceva mai multă energie. Și uite că e foarte ciudat, mi-am făcut un tracker din ăsta cu nivelul de energie în agenda. Și e foarte ciudat cum după o zi în care energia mea e foarte low și sunt foarte lentă, am energie. Nu pot să zic că e la maximum astăzi. Dar e ok. Nu, și nici nu pot să zic că am făcut ceva deosebit pentru treaba asta, fiindcă nu, nici nu mi-am mai luat vitaminele, am făcut o pauză de la vitamine, nu le-am mai luat. N-am mai făcut, n-am mâncat nimic extraordinar. E drept că n-am mai mâncat zahăr în ultimele zile pentru că am avut ceva probleme cu stomacul. We don't talk about that. Și m-am oprit în ultimele zile de a mai mânca zahăr. Dar nu știu dacă ăsta e motivul, pentru că e prea repede ca să fie să se întâmple ceva de la asta. Și astăzi am un pic mai multă energie și zic, dacă tot am un pic mai multă energie și iar n-am făcut nimic cu situația asta, zic să fac astăzi și am planul să-mi rotesc chiar și biroul, pentru că acum, la cum stați voi, stați pe colți. Dar de obicei stați în partea la geamul ăla și am biroul așa, dar am zis să-l mai mut, pentru că știți că eu sufăr de asta cu mutatul mobilei și neavând spațiu unde să mut mobila.
trebuie să mut ceva. Nu, no, trebuie să schimb ceva, că altfel îmi stă pe creier. Dacă nu mișc măcar, nu știu, un ghiveș de colo, colo, să arate altfel, nu mă simt bine. Nu, e boală, v-am zis, e boală de familie. În afară de mama, toată familia mea a avut boala asta, așa că nu discutăm. O acceptăm și pe asta așa cum este. Treacă, meargă și asta la grămadă. Și nu, o să mut birou, vreau să fac un pic de ordine și cu ocazia asta să aranjez și biblioteca, pentru că uitați și voi ce e acolo. Și să-mi găsesc un spațiu de filmat, vreau să-mi găsesc un cadru de filmat, pentru că am senzația că încă nu mi l-am găsit, că de acum am pus strategic trepiedul aici ca să testez unghiul ăsta, fiindcă nu știu, parcă nu-mi place cum se vede colțul ăsta aici cu partea aia, când era bradul era bine, cu partea aia goală și se vede o bucată din oglindă, în partea aia nu știu, nu prea ce să se vadă prea mult încolo, nu știu. Caut. Și poate îmi găsesc un unghi de filmat așa să arate bine. Da, știu, poate nu vă interesează, poate pentru voi chestiile astea sunt atât de banale și atât de idiote și atât de... despre ce vorbește asta aici, dar în piticii mei de pe creier, credeți-mă că sunt foarte, foarte activi în sensul ăsta și îmi spun că nu trebuie să caut tot timpul soluții. Și asta am să fac. Astăzi m-am rezumat la niște șampon uscat pentru că am zis să nu mai spăl părul. Îmi zicea cineva că mi se îngrașă părul foarte des pentru că mă spăl foarte des, dar stați liniștiți că am încercat, am testat și teoria cu nu te spăla o săptămână pe cap ca să ți se obișnuiască părul. Am testat toate teoriile astea, nu, așa se îngrașă el, că așa se îngrașă el și punct, gata, n-avem ce să-i facem, ăsta e părul meu, o acceptăm și pe asta și mergem înainte că până la urma urmei n-avem timp în viața asta doar să căutăm soluții la niște probleme care nu au rezolvare și nu știu de ce stă ăsta așa. Anyway, da, deci ziceam că mi-am mai făcut o cafea. Acum mă enervează. Mi-am mai făcut o cafea. Mă ții dorm amândoi pentru că ce să facă dacă este întuneric și mod surprinzător Udi nu e acolo. Nu știu de ce te-a s-a dus în pat. I-am dus păturica lângă ea, nu știu care-i explicația, dar în mod surprinzător nu a vrut să stea acolo. Și am zis să ne apucăm să facem treaba asta cu biblioteca. Lumina e foarte low, e foarte întuneric. De fapt, vedeți că abia se vede fotoliu în spatele meu. Pe cameră mi-arată fața foarte luminoasă, că stau aici în lumină, dar iară mă trezesc că mie mi se pare luminoasă pe ecran și când pun materialul în laptop că e varză, deci că e foarte întunecat, că mi se întâmplă, da. Așa, dramele vloggerilor, ce să spunem. Aș fi vrut să ies undeva astăzi, aș fi vrut să fac ceva. Wow! Mamă, cât e de amar! A făcut-o foarte tare, pentru că pe prima n-am făcut-o tare și mi s-a părut chiar apă de ploaie prima și am zis că am compensat cu asta. Wow, mama! Dar asta chiar e... Încep să zbor de la asta. Așa. Hai că începe. După a doua gură începe să se amortizeze. E mai un pic mai ok. Pe principiu, prima gură mea e nasoală, după aia te obișnuiești. Da. Deci aș fi vrut să ies undeva, dar pe vântul ăsta care e și pe frigul ăsta. Acum văd, apropo de vânt, că ăsta, barometrul meu pentru vânt era steagul ăstora pe care și-l puseseră în poartă. Că și-a pus, m-am povestit că și-a pus steag în poartă pentru că patrioți, ce să spunem. Și nu l-au luat, l-au luat numai acolo. Deci trebuie să mă uit după bradul a cărui vârf este rupt deja de câțiva ani. Nu s-a urcat nimeni să-l taie. Și trebuie să mă orientez iarăși după bradul ăla de la ceilalți vecini din partea cealaltă sau de la ei, dar de pe partea aia, habar n-am. Nici nu-mi dau seama unde e bradul ăla. Ăla este noul meu barometru. Și bate vântul, și pe vântul ăsta, și pe ploaie. Că mai devreme plouă torențial. Mai așteptam tunetele, că în rest... Da, așa. Și mai am câteva piese de decor de Crăciun. Eu am crezut că am adunat toate piesele de decor și nu știu, într-o seară mă uitam și zic, ce-i cu ăsta? Ăsta era în spatele vostru. Da. Che pasa? De ce? Așa, aș putea să iau bateriile, bacteriile astea și să le pun la oglindă. Ăsta e ăla de vomită, sclipici constant. Și trebuie să adun și bucățile astea de decor care au mai rămas pe aici, să-mi pun celelalte bucăți de decor pe care le
am în mod normal pentru zona asta. Aranjăm puțin pe aici, facem un pic de ordine. Poate filmez ceva azi? Poate. Zic și wishful thinking, ca să spunem așa. Și vedem, vă mai țin la curent. Hai mă, de ce nu mai mergi? Nu mai vrea, nu mai merge. Stai că nu mai știu. Mă bate. Thank you.
După foarte multe ore, mai multe decât vreau eu să recunosc, sasele final. În sfârșit am terminat. Afară întuneric, dacă vreți să știți. Deci, au trecut mai multe ore decât mi-ar plăcea să recunosc și mi-am petrecut enorm de mult timp. Știm că nu există enorm de mult, dar în cazul ăsta există pentru rafturile de sus. N-aveți idee, deci... Da. Cam așa. Something like that. Până la urmă am decis colecția de la adevărul să o pun toată în ordine. Am pus-o în ordine, în ordinea numerelor, în ordinea în care au apărut și cumva s-au aliniat ca mare parte din cărțile de aventură să fie acolo. Da, îmi place cum arată și chiar îmi place cum arată statueta aia acolo sub lumină. Mi se pare că o face să arate foarte bine. Deci, avem colecția de la adevărul. Acum este destul de amestecată. Aici avem fantasy, o parte din fantasy. Babelul, bineînțeles că l-am pus ca display cu Casa Nopții. Aici avem ficțiune istorică, reinterpretare din mitologia greacă și trei interpretări din astea din ficțiune istorică. Aici avem self-help, chestii mai practice. Astea sunt biografii, în afară de Codul Bunelor, în maniere, evident. Jos, filozofie, cărți relativ interesante, istorie, la, și aici iarăși niște cărți mai practice. Aici avem ficțiune literară și cărți contemporane. Partea de jos a rămas la fel. Acolo e psihologia. Aici sunt random things. Aici mi s-a terminat o bateria la lumânări. Aici avem cele două serii a lui Stephanie Garber. Trebuie volumul 3 la seria asta ca să echilibrăm situația aici. Aici avem thrillere. Aici avem distopii. Le-am separat de fantasy, că erau amestecate cu fantasy, le-am separat. Și acolo sunt clasice și cărți de aventură și, în general, clasice și cărți mai urâțele pe care le-am pus acolo, că nu se văd așa bine de fotoliu și partea aia care a rămas la fel. Okey-dokey, Smokey, haideți că a venit seara până la urma urmei. Atâta m-am învârtit pe aici, am mai adunat, am mai făcut una alta, încât a venit seara și suntem aici cu o lumânare. Nu știu dacă o vedeți, dar am o lumânare, e ceva aici care, că după ce am făcut ordine și am șters tot, avem și o lumânare să fie așa cozy și plăcut. Mi-am făcut și eu ciocolată caldă și acum putem să stăm să povestim ca să închei și eu vlogul ăsta, pentru că am senzația că a fost foarte împrăștiat, ceea ce cumva o să definească, cred că, tot anul nostru, dar da, nu v-am zis, dar vlogmasul la noi s-a încheiat abrupt nicmasul pentru că m-am îmbolnăvit. După care de Crăciun am surzit. Am fost foarte, foarte surdă de Crăciun. Dar a fost splendid. A fost ceva absolut incredibil, având în vedere că auzul este simțul meu principal, nu văzul, fiindcă unii n-am câștigat la loteria asta când s-a împărțit. Și auzul este simțul meu principal și este absolut înfiorător să nu auzi, să nu vezi. E o senzație de dezorientare absolut înfiorătoare. Și s-a terminat un pic abrupt, dar nu e problema, că revenim cu forțe proaspete și planul meu pentru luna ianuarie, cel puțin, este să avem multe clipuri cu cărți. Știu că unii vă veți strâmba și veți strâmba din nas, vom avea și daily vloguri printre altele, nu vor fi doar clipuri cu cărți, dar am zis că pentru că luna ianuarie este o lună mai lentă, cumva, și am senzația că toată lumea are un pic mai mult timp. Acum, după ce ne-am liniștit cu sărbătorile, cu vizitele, cu prietenii, cu agitația, cu mâncarea, cu nu știu ce, cumva luna ianuarie este o lună mai liniștită, în care nici nu prea sunt foarte multe activități și dacă avem noroc de vreme de asta, cum a fost astăzi, e numai bine că putem să stăm să citim și atunci m-am gândit să vorbim mai mult despre cărți. Am deja o listă foarte
amblă cu cărți despre care să vă vorbesc și clipuri despre cărți. Interesante, zic eu, așa că stați pe aproape. O să postez marțea, joia și duminica, după cum știți. Și ăsta ar fi planul principal, ca să spunem așa, pentru luna ianuarie. Ce urmează după aceea, o luăm treptat, pentru că m-am gândit ca anul ăsta să nu mai fac planuri din prima, așa, în afară de obiectivele mele literare despre care o să auziți curând. M-am gândit să nu mai fac planuri ample, ca să spunem așa, și să nu mai mă hazardez în a vă spune din avans, nu știu, de la începutul anului, o să fac atâtea lucruri și o să fac atâtea lucruri, pentru că vedeți că se întâmplă atât de multe lucruri în viață care te dau peste cap și încât efectiv nu știi ce naiba faci cu viața ta și degeaba faci planuri, că nu se realizează, nu se întâmplă nimic din planurile alea. Așa că o luăm treptat, o luăm lună cu lună, încet. Putem considera clipul ăsta, având în vedere că mi-am reorganizat biblioteca și m-am mai reorganizat pe aici ca un reset pentru luna ianuarie. Binevenit, de altfel, și o luăm pas cu pas în fiecare lună. Pe lângă cele trei clipuri clasice, vom avea un clip pe săptămână pe membership, pe lângă alte postări, pe lângă alte chestii. Încerc, îmi doresc din tot sufletul, urmează să discut și cu fetele acolo și să vedem, să deschid un book club și acolo, pe membership, unde aș vrea să discutăm exclusiv cărți la book club-ul nostru de acolo cu voi. Adică, nu știu, vreau să fac o propunere sau să faceți voi o propunere lunar și să discutăm cartea aceea ori la final de lună, ori pe parcursul lunii, depinde cum vă este vouă mai ok. Și încerc să fac și treaba asta acolo. Deci o să avem book club acolo, o să avem un clip pe lună. Poate în momentul în care vom fi mai mulți să fac live-uri pe membership sau live-uri despre cărți, despre citit sau despre subiecte care vă interesează pe voi. Mă gândeam chiar la un live din ăsta cu întrebări pregătite, nu știu, întrebări despre diverse relații și așa mai departe, întrebări mai sensibile și să le discutăm împreună în membership, fiind un loc mai protejat, unde nu intră oricine și unde, din fericire, nu are acces oricine și unde putem să discutăm și subiecte mai sensibile. De principiu asta ar fi. Deci, pentru luna ianuarie discutăm mai mult despre cărți. Again, știu că nu toată lumea apreciază clipurile cu cărți, dar pentru cei care le apreciază, vă aștept cu mare drag aici, vă aștept cu tot entuziasmul din lume și sper să fiți lângă mine și sper că anul ăsta să fiți lângă mine, așa cum ați fost și în anii trecuți, pentru că, vreau să am niște subiecte foarte interesante și pentru februarie. Deja lucrez la lista de februarie, deci lista pentru ianuarie s-a făcut din decembrie, ca să știți că cam așa funcționează. Dacă vă imaginați că mintea mea a stat locului în perioada asta cât nu am postat, nu, stați liniștiți că nu, nu, n-a stat locului, din contră, a funcționat la turație maximă și deja lucrez la lista pentru februarie, așa că puteți să lăsați sugestii de clipuri și să-mi spuneți, chiar vă rog să-mi spuneți ce clipuri vreți să vedeți, ce anume vă place, ce vreți, ce ați vrea să mai vedeți. Subiecte pe care ați vrea să le abordăm, nu știu, mai sensibile, mai puțin sensibile, teme și așa mai departe. Ce vă interesează pe voi mai mult? Aș vrea să abordăm anul ăsta și aș vrea să mă concentrez mai mult pe clipuri cu substanță, nu neapărat clipuri din astea casual și clipuri care, nu știu, sunt trendy sau care știu că aduc vizualizări. Aș vrea să mă concentrez puțin mai mult pe clipuri care au un pic mai mult de substanță și care vin cu ceva în spate mai intens. Pe lângă asta, ce mai avem? O să mai povestim pe Instagram, în orice caz urmăriți-mă și acolo pentru că postez constant și pe Instagram și vorbim și acolo. Cât am organizat la bibliotecă și v-am zis că mi-a luat mult, mi-a luat mult, deși nu pare că e cine știe ce, mi-a luat destul de mult, mi-a luat înfiorător de mult, mai ales primul raft, până l-am aranjat, până l-am pus, până le-am făcut toate să fie simetrice, pentru că eu am o boală cu simetria și trebuie să, nu, e o chestie, la mine e o problemă. Și până le-am aranjat astfel încât să fie cât de cât simetrice, m-a
Așa. Am terminat cartea de ascultat cu cutia. Un thriller foarte frumos, un thriller din ăla nordic și pot să spun că dacă este foarte posibil să nu fi plăcut atât de tare dacă, nu, dacă o citeam în format fizic și nu o ascultam, pentru că autorii sunt suedezi și numele alea suedeze și tot felul de chestii suedeze și știți că eu cu autorii nordici nu prea le am, dar fiind audio, am digerat-o mult mai bine, adică am digerat cartea mult mai bine și mi-a plăcut. Este un thriller clasic, așa cum trebuie să fie un thriller cu o tematică specială, deosebită. Mi-a plăcut foarte, foarte tare și dacă vreți un thriller, este mai lunguță cartea în sine, cred că are vreo 700 de pagini. Merită, merită din plin pentru că e bună cartea și chiar e interesantă, mai ales că subiectul nu e tocmai comun. Adică, da, avem subiectul clasic al thrillerelor cu criminali în serie sau cu crime sau și așa mai departe. Pe lângă asta, cadrul în care se întâmplă totul este puțin diferit și ceea ce m-a plăcut foarte tare. Și da, a fost bun. Faza haioasă este că ambele personaje principale din această carte, unul este autist și celălalt are OCD-uri foarte puternice. Bine, ambii au niște OCD-uri puternice, au niște probleme cu OCD-urile, dar unul dintre ei are niște probleme mari, mari de tot. Și în timp ce o ascultam, efectiv îmi alimenta și mie OCD-ul cu simetria. Că de-aia mi-a luat atâta. După aia am realizat, când am terminat și am văzut cât e ceasul, mi-am dat seama de fapt unde a fost problema, știți? Așa. Dar, anyway, toate ca toate, foarte faină carte, merită să încercați. Acum, în seara asta, o să termin cu Britney. O să rămân cu Britney. Îmi beau ciocolata caldă, mă duc, fac o baie, editez. Cam asta o să fie seara mea. O seară foarte, foarte ploioasă, de altfel. Plouă torențial și Jimmy se uita la mine. Voia să iasă afară, se îndădea înapoi. Voia să iasă afară, se dădea înapoi. Și la un moment dat îmi cerea să opresc eu ploaia. Mi-a urlat ea la mine să opresc ploaia. Și zic, mamă, n-am cum să opresc ploaia, că nu ține de mine. Mă, n-am lăsat încumeta să ducă afară. Dar nu-i place, nu-i ok, nu e bine, așa. Să ziceți cum vi se pare unghiul ăsta, dacă vi se pare mai ok sau mai încercăm, mai căutăm. O să văd la editare, dar anyway, puteți să-mi spuneți și voi dacă vă place mai mult unghiul ăsta așa sau celălalt era mai ok. Bun, cam atât pentru primul vlog pe anul ăsta. Eu vă doresc să aveți un an absolut spectaculos, numai cu bucurii și cu lucruri frumoase și ne auzim joi. Vă pup. Ciao.